poate vă amintiți, stimați ascultători, din episodul anterior aveam o invitat care câștiga concursurile de frumusețe cu locul întâi în școala generală, căreia îi plăcea viața, îi place viața și acum, de fapt, să nu credeți că și-a închis viața sau s-a prostit de cap, nu, îi place viața și acum chiar se bucură, doar că se bucură cu Dumnezeu și nu cu lumea, așa cum se spune, și care la vârsta de 18 ani a trecut printr-o paralizie. Așa, dintr-o dată, din senin, a devenit legumă, fără să fi trecut printr-un accident sau prin ceva. Pur și simplu a paralizat. Și a văzut frumusețea ștearsă cu buretele, s-a văzut un om necăjit într-un scaun cu rotile și și-a dat seama că viața este cu totul altceva decât pare. Ascultați partea a doua a interviului cu Cristina Pitaș. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Cristina, bine ai venit din nou la Vieți Transformate. Bine te-am regăsit. Am încercat să fac eu o scurtă retrospectivă a istoriei tale, pe care ne-ai împărtășit-o în primul episod al interviului cu tine, dar te-aș ruga în 2-3 minute să le spui ascultătorilor pe scurt viața ta până la 18 ani. Până la 18 ani viața mea era doar, cum să vă spun, o viață extraordinară în termenul lumii, adică concursuri de frumusețe, concursuri de dans. Mă bizeam mult pe deșteptăciunea mea, frumusețea cu care Dumnezeu m-a înzestrat și credeam că pot să fac totul. Am putere să fac totul. Adică, aveai și prieteni, ai ajuns și la relații intime, ai ajuns și la... Deci nu pot să zic asta, că și dacă mă duceam la discotecă... Alcool, droguri? Nu, niciodată n-am folosit droguri sau alcool sau să mă îmbăt sau... Atâta că eram captivată de dansul ăsta, de societate, de concursurile pe mine ori pus stăpânire foarte multă. Deci trebuia să fie concurs de frumusețe. Ești un învingător, îți place să câștigi. Deci îmi place să câștig, dar îmi plăcea... Deci nu mă deslipeam de la oglindă. Asta vreau să vă spun. Deci veneam de la școală, de oriunde aș fi venit. Primul lucru... Îți plăcea de tine? Da, îmi plăcea. Deci îmi plăcea să mă îmbrac, să fac parada modei, să... Deci pentru mine era ceva primordial. Deci nu conta că vin la ora 3 de la școală, primul lucru, geanta jos, îmbrăcată de scenă. Deci că eram acasă, deci patrulam în fața oglinzii, mă îmbrăcam frumos și așa ca și manechinele, deci îmi plăcea foarte mult, vreau să spun. Deci eram captivată de asta. Și la discotecă, deci să dansez concursurile astea de dans care se făceau, deci tot timpul cu televiziunea Arad, cu tot era acolo. Locul întâi. La Chișinău Criș. Da. Dar se făceau tot felul de concursuri și atunci televiziunea venea, nu? Și atunci Miss Coca-Cola Arad, Miss așa mai departe Botoșani, când era patrula de circulație, eram încă de mică, am avut așa, cum să spun, vedeți, diavolul pune stăpânire, adică așa un fel de carapace și scena, acum ești a mea, deci acum faci ce vreau eu, deci cum să zic. Dar Dumnezeu, uite... Dar folosește ce-ți place. Folosește ce-ți place, dar Dumnezeu m-a păzit de cealaltă latură a intimităților sau a bătăilor de joc, adică să își bată joc băieții de mine sau așa mai departe. Deci aveam și, cum să spun, niciodată în discotecă n-am făcut așa ceva de să mă duc să fac prostii sau... Deci în afară de a dansa și, cum să spun, să fiu în centru atenției, nu au fost cazurile astea, droguri, alcoolul sau eu știu cum să mă... Am încercat să fumez, într-adevăr, de să vă șoc cum e să fumez acum o țigară sau ceva, dar nu s-o prins de mine țigara, deci... Dar ca și oricare încearcă să vadă cum e, nu? Dar nu pot să spun că am fost o captivă a țigărilor sau alcoolului sau așa mai departe. Deci, dar aveam, uite, vicios, deci aveam problema asta. Deci îmi plăcea să mă îmbrac, cum să spun, vezi că de multe ori tu nu-ți dai seama cum te îmbraci.
Și cu cât crezi tu că ești mai decent, tu ești mai indecent. Deci, să zic, apare pe piață o fustă de câțiva centimetri, să zicem noi așa, nu? Tu zici, nu, e cea mai faină fustă, n-are nimeni ca și mine, nu? Hai să mă îmbrac cu ea. Și normal că dacă te îmbraci cu ea în oraș, se întorc capetele după tine, nu? Deja tu nu realizezi că faci alt om să păcătuiască prin felul în care tu te îmbraci, nu? Dar tu, de fapt, scoți în evidență ceva ce ar trebui să ții ascuns, sau cum să zic, sau... Pentru soțul tău. Exact, pentru soțul tău, sau să ții deoparte, să nu... Cum să zic, na, deci, fetele, normal, că își scot în evidență lucrurile care cred ele că sunt cele mai fain, nu? Picioarele și așa mai departe. 10 de ani în urmă spunea pastorul Iosif Țon și este vorba la fel de adevărată și acum, carnea este, strada este plină de carne goală. Exact, așa e, așa e, degeaba. Și acum, în zilele noastre, uitați-vă, deci să te uiți în jurul tău. Cu cât îți mai mulați pantalonii pe tine, cu atât ai mai fain, nu? Și poate și între, cum să spun, fetele care n-ar trebui să poarte așa ceva. Dar e ok, nu? Deci porți, să zic, în limita bunului simți, adică îmbracă-te să vezi, în primul rând îmbracă-te să vezi cum te îmbraci pentru celălalt de lângă tine, din respect pentru el, dar vezi când ești departe de Dumnezeu, nu-l cunoști. Deci cum a fost și în cazul meu, vezi că lumea asta te îndeamnă exact la opus. Cu cât ești mai, cum să spun, cu cât ești mai elegant, folosesc ei terminul ăsta, și mai excentric, poate câteodată, cu atât mai bine pentru tine, nu? Și mai sexy. Da. Ca să atragi toate privirile. Exact. Și tocurile alea de câți centimetri, că poate abia, poți să umbli pe ele sau ceva, dar tu trebuie să le porți, că de ce să spui tocuri totuși dacă stai să te gândești? Nu să fii și mai înalt și mai fain și mai ceva mai deasupra celorlalți. Totul se concentrează asupra omului. Deci exact cum te uitai tu în oglindă, să fii cel mai frumos, să fii cel mai admirat, să câștigi concursurile, să fii pe locul întâi totdeauna. Și nu este limitată această tendință, nu este limitată doar la tineri și la adulți și la bătrâni și în politică și oriunde. Ideea este aceeași. Calci pe cadavre, dar ești primul. Exact. Așa e, așa e. Și așa e, de multe ori stai să te gândești, uite, și la școală, poate, mă uit așa la facultate și la... M-am învățat foarte bine și la școală și am avut note foarte mari, deci probabil asta a fost unul dintre lucrurile care mi le-am dorit tare mult, nu să fii primul la școală, dar să ai note foarte bune ca să poți să reușești la facultate și așa mai departe. Dar și la școală și la facultate, nu ești primul, poate, te pune primul șef de grupă sau... Dacă tu îți dorești treaba asta, ei cu tot dragul, știți, dau treaba respectivă, dar contează că... Deci după ce m-am dus la Dumnezeu, țin minte că chiar atunci reușisem la facultate și 2 luni, nu, m-am dus la școală, deci la facultate și nu, eram rujată și machiată, asta era alt lucru. Nu mă duceam afară din casă dacă nu eram rujată și făcută la ochi. Și ce e rău decât să mergi cu cearcăne la ochi, decât să mergi cu fața căzută? Bine, nu, da, e... zice, deci cum să vă spun, toate există o limită, nu? Deci poate dacă spui prea mult, deja ești ieșit din comun. Deci nu zice nimeni să nu te îngrijești. Asta îi place și lui Dumnezeu, dar nu cu, cum să spun, cu o limită. Nu ca să îți pui pe tine atâta fard ca să ieși în evidență. Limita bunului simț este din ce în ce mai departe și mai forțată. Și oriunde te uiți, fie că te uiți pe trotuar, fie că te uiți pe panouri publicitare, pe blocuri, pe autobuze, oriunde, cum spuneai tu, chiar și în biserică, este același atac sexual peste tot. Da, așa e. Spunea C.S. Lewis în cartea Creștinismul redus la esențe, spunea, dacă ai ateriza pe o planetă străină, ai intra acolo într-un local și i-ai vedea pe locuitorii acelei planete strânși toți în semi-întuneric, cu o muzică din asta așa foarte lascivă, în fața unei mese pe care este un platou cu o rață friptă.
Și ei abia așteaptă să se ridice capacul de pe friptura respectivă. Toți cu balele la gură așteaptă să se ridice capacul de pe friptura respectivă. Îi spune, oamenii ăștia au o problemă cu pofta de mâncare, care este naturală, este normală, dar au o problemă cu mâncarea și cu pofta de mâncare. La fel se întâmplă în zilele noastre pe planeta Pământ. Oamenii au o problemă cu sexualitatea și pofta sexuală, care este normal, dar este dusă la toate absurdurile posibile. Da, așa e. Așa e și oricum, probabil că tu nici nu-ți dai seama cum faci alți oameni să păcătuiască. Deci, orică ești pe stradă, orică ești în biserică, trebuie să fii foarte cugetat. Și la biserică nu te duci să te îmbraci pentru Xulescu, tu te duci să te întâlnești cu Dumnezeu. Dacă cu motivația asta pleci de acasă, înseamnă că ai ținuta corespunzătoare. Dacă mergi exact așa ca și în lume, nu? Ce pui cei mai fain, cei mai fain și mai atrăgător trebuie să pui pe tine, nu? Să fii cea mai faină, cea mai așa spune cel rău. Tu trebuie să fii deosebită. Deosebită în sensul nu mai lasă bunul simț la o parte. Cel mai extravagant costum, cel mai ce poți tu să pui mai bine pe tine, că nu-i nimeni ca și tine. Așa spune cel rău. Dar vezi, dacă asculți de Dumnezeu, Dumnezeu spune, cu cât stai mai smerit, ai grijă de tine, îngrijește-te și frumos, nu ai grijă de nu neapărat de față, dacă el are grijă, dacă l-ai pe Dumnezeu, îți radiază fața de fericire, nu îmbătrânești, deci dragostea ce face aia, farmecul unui om este bunătatea exact, lui. Exact, exact. Nu vopseaua de pe nu fardurile față. Și eu știu ce, că Dumnezeu îți face fața așa de frumoasă și parcă, uite, de multe ori întâlnești oameni pe care nu i-ai văzut poate de 5-6 ani și oamenii sunt neschimbați. Uită-te la fața lor, că radiază de bucurie. Și ce e asta? Fardurile și tratamentele? Nu. Asta e din suflet, din interior vine. Exact, vine bucuria aia care nu se poate înlocui cu nimic din lumea asta. Oameni care sunt veșnic tineri în suflet, oameni care au dragostea lui Dumnezeu, nu? Ăla e ingredientul și fardul cel mai important, să zicem așa, dacă vorbim despre farduri și îngrijiți și așa mai departe. Dar eu îi mulțumesc la Dumnezeu că să știi că Dumnezeu te eliberează de orice. Deci, ai ajuns la 18 ani, ai ajuns paralizată. Dintr-o dată. Da. Dintr-o dată nu știu nimeni ce factori, că doar n-am dat la sapă să zici că m-am stresat așa de tare și cum învățatul de n-am mai putut sau pur și simplu dintr-o dată. Deci, dar paralizată și pe stânga și pe dreapta. Da, două părți și apoi s-a stabilizat. Da, s-a stabilizat pe dreapta. Deci am făcut blocaj renal, au fost mai multe lucruri. Nu pot să mai redau în cuvinte, parcă a fost un episod așa de greu din viața mea. Când dacă mă uit în urmă, nu mă mai recunosc, deci nu mai pot să mă gândesc că am trecut pe acolo, știi? Deci, nu știu, lucrul ăsta trebuie să-l spun tuturor, pentru că așa Dumnezeu a lucrat în viața mea și sunt ferm convinsă că probabil sunt mii de oameni care au poate și mai și experiențe cu Dumnezeu și să le împărtășească, nu? Să le țină pentru ei. Dacă n-au paralizat fizic, au paralizat în suflet sau au fost răniți sau jigniți sau abuzați sau da, lucruri, traume pe care le țin acolo și poate au sufletul paralizat. Da, așa e. În mod miraculos, Dumnezeu te-a vindecat. Doctorii au vrut să te opereze, tu ai refuzat, ai avut încredere copilărească sau nebunească în Dumnezeu. Ai crezut că Dumnezeu te vindecă. Mama ta nu a vrut să semneze pentru operație, pentru că din operație puteai să te trezești nemișcată sau moartă. Să te trezești moartă. Rimează bine. Și Dumnezeu a fost credincios și a răspuns credinței tale. Te-a vindecat. Ți-ai revenit complet. Acum unii poate vor zice, a, păi da, normal, avea 18 ani, da, a fost un episod trecător, era de așteptat să se întâmple așa ceva. Dar sunt alți oameni care au paralizat poate la 18 ani și la 28 sunt tot întinși pe pat. În pat, da, așa e. Acum aș vrea să te rog să ne spui despre, apoi ai trecut printr-o operație în Germania, acolo am rămas. Acolo am rămas o operație de inimă și vreau să te întreb și continuarea de la operație și vreau să te întreb și despre relația cu tatăl tău care te-a părăsit când aveai 6 luni, a divorțat de mama când aveai 6 luni. Da, deci să răspund la prima întrebare cu Germania, cu operația de la inimă.
Am scăpat cu bine și din operația respectivă, cu toate că după 3 ore jumate de chin pot să spun. Deci totul se face pe viu. Îți anestezează doar o parte a antebrațului drept, pe unde pot să intre cateterele cele două în ventricul, în vasele de sânge, și la încheietura piciorului stâng. Acolo mai ai o tăietură și cu alte două dispozitive intră pe artera aortă și cealaltă arteră, ca să poată în primul rând să meargă exact cu camera până aici în față, la inimă, acolo unde se zice că dacă nu pulsează sângele cum ar trebui, spune o valvă. Asta de fapt a fost ce au vrut ei de fapt. Dar stimulii care au fost introduși, vreo 7 stimuli au folosit, a introduși în arterele respective prin catetere, ăia, cum să spun, au obosit inima, au făcut o lentă, deci au vrut să vadă cum lucrează inima și unde e aritmia, să o restabilească, pentru că pulsul și inima, bătăile inimii au fost inversate. Când eu trebuia să fiu liniștită, să zic, să stau liniștită și nu făceam niciun efort, inima pusă la maxim, aveam și 190 de bătăi pe minut. Deci așa tensiune, ori scădea 50 cu 60 tensiunea, puls 190, când normal ar trebui 120 cu 70 sau 80 sau ai, la mine a fost inversat. Și asta vreau să vă spun, că să stai pe viu să vezi, că vezi pe ecran, vezi inima, tot, vezi acolo. Dar durerile care sunt, nu le poți spune. Deci ai senzația că cineva îți taie în interior tot abdomenul, tot intestinul, tot înăuntru, când îți mișcă cateterele alea în toate părțile și îți curăță venele și așa mai departe. Deci diagnosticul doctorului după operație zice: sunteți tare norocoși, zice la mătușa mea doctorul, că fata până acum nu a făcut rău, deci nu a murit sau nu a căzut pe stradă, că în cazul în astea cade pe stradă și gata-i. Zice, cam pe la 40 de ani s-ar putea să aibă nevoie de valvă, de să vină înapoi și să-i punem o valvă și aia pumpează sângele și așa mai departe. Și am zis atunci așa, dacă Dumnezeu mă vindeca pe mine de paralizie, când alții nu mi-au dat șanse, acum am trecut și pe aici, să lucrez la inima mea, să o facă altfel, să o facă mai mare, să iubesc pe toți oamenii, indiferent de cum ar fi, cum să spun, să plâng cu cei ce plâng, să râd cu cei ce râd. Deci dacă Dumnezeu mi-a înlocuit inima mea cu inima Lui, nu-i mai nevoie nici de picături, că mi-au dat ceva picături și medicamente să-mi țină tensiunea la normal și așa mai departe. Am zis, nu-i mai nevoie nici de picături, nici de medicamente, nici de nimic. Acum ce s-a mai spus? Ce mi-a mai spus doctorul? N-am voie să fac copii dacă mă căsătoresc, pentru că e foarte mare riscul. Ai copil la naștere, poți muri ori tu, ori copilul, sau nu duci sarcina până la capăt, pentru că e mare efortul. Și având operație la inimă, așa se întâmplă. Și am zis atunci așa, dacă Dumnezeu îmi dă viitor, nu mă lăsa fără viitor și mă va binecuvânta cu un soț, dacă e voia Lui, și un copil, dacă e voia Lui, am zis, Doamne, ce să mai îmi doresc în lumea asta? Și dacă n-ar fi fost așa, viața mea aparține lui Dumnezeu. Cu El am pornit și cu El mă duc înainte, nu mă mai uit înapoi. Și orice pierdere e un câștig. Dar uite că Dumnezeu nu m-a lăsat singură, mi-a dat un viitor, un soț, pe Emanuel, un soț minunat, și fiica noastră Ruth, o minune. Printr-o minune am avut-o pe Ruth. Ce să mai spun? Cea mai bucuroasă persoană din lumea asta. Ai terminat facultatea de drept? Da, și masteratul în drept. Și acum locuiți în Noua Zeelandă împreună și lucrezi acolo la o firmă de prestigiu. Da. Ai un loc de muncă sigur, stabil. Da, și mai fac școală și acolo dau niște diferențe la facultatea de drept, pentru ca să pot să practic dreptul, sau dacă Dumnezeu știe ce are în plan cu viața mea. Pentru mine diplomele astea pământești nu au valoare, sunt doar pașapoarte, niște locuri, niște hârtii de care te folosești să intri într-un alt domeniu, ca să spui oamenilor despre Dumnezeu. Poate în jurul nostru la servicii simplu ai o carte de muncă, ai un loc, o legitimație unde poți intra, și acolo nu numai banul să-l câștigi, acolo trebuie să câștigi oameni pentru Dumnezeu.
la locul de muncă unde lucrez, la cea mai mare firmă de prestigiu cu bancar și așa mai departe, atâtea culturi, atâția oameni din diferite rase și specii sunt acolo. Deci, acolo omul ăla nu auzi despre Dumnezeu. Hinduși, musulmani, tot felul de oameni, budiști, tot ce vrei și ce nu vrei. Religii de care n-ai auzit niciodată. Zei de care n-ai auzit niciodată. Spune despre Iisus Hristos, să vezi cum se uită la tine și te întreabă, dar am auzit ceva de Iisus, era un profet și așa mai departe, așa învață-i despre Iisus. Dar ei văd în tine ceva. De ce tot timpul ești tu bucuros când altul e stresat și nervos? Ce se întâmplă cu tine? Nu e supărat? Nu, de ce? Dumnezeu știe. Dumnezeu știe că El poate să facă tot, eu nu mă stresez. Deci omul ăla trebuie să vadă în tine lumina. Acolo te-a pus Dumnezeu ca să faci ceva pentru El, nu numai să-ți iei salarul. Și așa și cu școala, nu? Dacă Dumnezeu îngăduie să ți se deschidă ușa, să mergi să faci o școală, acolo te-a pus într-un loc, probabil unde nu ar ajunge altul. Acolo te-a trimis Dumnezeu pe tine. Uite, du-te și mărturisește la un șef, la un manager, la un rector de facultate, la un profesor, la ceva. Tu trebuie să spui despre Dumnezeu oriunde a fi. Și așa îi. Deci, diploma respectivă, ce-ar fi certificatul, e un pașaport, e o legitimație de intrare în domeniu, înspre împărăția lui Dumnezeu, să lucrez pentru El mai departe. Relația cu tatăl tău, care te-a părăsit când aveai 6 luni. Relația cu tatăl meu, nu am avut privilegiu să spun cuiva tată decât bunicul meu care m-a crescut și bunicii mele, dar la vârsta de 14 ani m-am dus să-l cunosc eu tatăl, ca și oricare copil. El s-a recăsătorit între timp? Da, imediat s-a recăsătorit și are 2 fetițe, 2 fete, că acum sunt mari și ele, vreo 26 de ani, cea mai mare și alaltă, 21. M-am dus să-l văd, să-l cunosc pe tatăl meu și printr-un verișor primar, deci un nepot de-al lui taică-meu, m-am dus și eu la Tecuci, că acolo stă, lângă Galați, cealaltă parte de țară, nu treci, traversezi țara, cum se zice. Surprinderea mea a fost una care m-a marcat și astăzi, vreau să spun, și astăzi parcă retrăiesc momentul respectiv. Am ajuns în curte la sora lui, că era acolo. El stătea pe verandă și s-a uitat la vie cu mâinile în buzunar. Avea așa o privire tăcută, o privire tristă parcă. Și am intrat în curte, nepotul lui în spatele meu, cu soția lui, bineînțeles, și îl întreabă, George, uite, o cunoști pe fata asta? Nu, zice, cine-i? Și s-a uitat așa la mine. Deci m-am uitat așa, nu știu, parcă pierdută în spațiu, că am zis, Doamne, ăsta-i taică-meu, deci ăsta-i tatăl meu și nu dă semne să mă cunoască. Nu dă semne să-și arate că, uite, e fata mea și să se bucure. Chiar nu te cunoștea, dacă nu te-a văzut de la 6 luni. Nu mă cunoștea. Deci s-a uitat la semeni mine. Semeni cu el? Seamăn cu el. Deci am trăsături de la el. Probabil seamăn la față cu el foarte mult. Deci, nu și-o da seama. Nu, dar nu și-o da seama. Deci nu și-o da seama. Și atunci când i-a spus nepotului, a zis, ce uite, e Cristina. Atunci apar că un curent a trecut prin corpul lui, deci pur și simplu a rămas așa șocat de tare că nu mai știu ce să zică. Zice, vai, Cristina, tu ești, și așa mai departe. A început de m-a luat în brațe și m-a dus pe acolo prin casă, m-a arătat poze de când eram eu de 6 luni și 4 luni, 3 luni, în fine. Și eu cu asta am rămas. Deci cu asta am rămas. Că nu, n-am primit sprijin, suport, adică să mă sune, să-mi zică la mulți ani de ziua mea, l-am chemat la nuntă când ne-am căsătorit și nu, n-a venit. Deci nu l-am văzut, cred că, nu știu câți ani, 18 ani acum, nu? De când, sau 17 ani de când n-am mai fost acolo. Dar mă rog lui Dumnezeu. Cum te rogi lui Dumnezeu? Te rogi Tatăl nostru? Da, mă rog Domnului toate rugăciunile care îmi vin în minte, nu numai Tatăl nostru. Nu îți vine în minte nicio paralelă când zici Tatăl nostru, să te gândești la tatăl tău care te-a părăsit? Nu ți-a venit niciodată să faci o astfel de comparație? Da, mă gândesc de multe ori la el, dar când mă rog în rugăciunile mele, deci în orice listă de rugăciune care am acasă pentru familia care nu e mântuită, sufletele care nu sunt mântuite, deci și tatăl meu e acolo cu familia lui. Deci nu am o, cum să spun, nu am ură față de el.
Probabil din cauza aceasta în rugăciune Domnul Iisus Hristos ne învață Tatăl nostru care ești în ceruri. Da. Ca să facem o deosebire clară între tații noștri de pe pământ pe care pe unii vedem odată în 35 de ani. Da, păi Tatăl meu e Dumnezeu. Amin, amin. Tatăl meu e Dumnezeu și nu mi-e frică de nimic. Niciodată nu mi-a fost frică. Și am mers înainte, nu m-am uitat înapoi. Orice ar fi fost, pentru că știu că acolo unde Dumnezeu merge înaintea mea, nu există eșec. Ai ură față de El? Ai avut ură? Niciodată? Am avut întrebări. Am zis, de ceilalți copii pot avea tată și mamă? Și eu am avut bunici prima dată și apoi am avut mamă, că mă lua mami la ea când am avut 12 ani. Dar nu am avut tată. Deci de ce n-am avut eu pe amândoi părinții? Am zis, Doamne, de ce? Și după aia m-am întrebat, uite-te la alți copii, cum vin fericiți cu părinții lor de mânuță sau dacă mama nu-i lasă să facă ceva, merg la tata, eu la cine să mă duc? Am zis atunci, de ce oare în lumea asta e așa? Nu? Stai să te gândești atâta. Nu că l-am condamnat pe el, că de ce o plecat sau l-am iertat, Dumnezeu să-l binecuvinteze unde s-ar afla, nu, mă rog pentru el și gata. Cristina, la final, ce gând ai pentru ascultătorii care au urmărit povestea vieții tale, istoria adevărată a vieții tale? Ce gând aș avea? Probabil că sunt oameni între ascultători sau, să zic, tineri adolescenți, cum am fost eu, poate în urmă cu atâția ani, când am avut 18 ani. Dar lasă că nu ești chiar o băbuță de 99 de ani acum. Nu, dar mă uit înapoi un pic să văd totuși diferența de vârstă, nu? Bine ar fi să fi avut mintea de acum atunci, cum zice vorba, nu? Pentru ascultătorii care încă își caută, cum să spun, bucurile sau fericirea în distracții, în discotecă, în concursuri, poate chiar concursuri de frumusețe, sportul de performanță pentru băieți, cine știe, modeling, poate pentru unii care fac modeling. Niciodată asta nu aduce fericirea. Am trecut pe aici, știu ce înseamnă, dar am avut șansa și privilegiu să mă întâlnesc într-o zi cu Dumnezeu. Nu știu dacă tu ai avea șansa să-L vezi pe Dumnezeu așa de aproape. Poate unii oameni o au și nu o bagă în seamă și la sfârșit e prea târziu. Dar dacă astăzi ai auzit aici povestea mea cu Dumnezeu și povestea vieții mele, povestea bolii prin care am trecut, împacă-te cu Dumnezeu. Cere lui Dumnezeu să vină în inima ta și cu siguranță că îți va schimba inima. Așa cum mi-a schimbat mie viața, așa ți va schimba și ție. Nu există la Dumnezeu clase sociale niciodată sau unul e mai frumos, unul e mai urât, unul e mai puțin frumos. La Dumnezeu suntem toți frumoși. Și chiar dacă astăzi treci printr-o criză, poate, sau te gândești că, cine știe, nu-ți place cum arăți și vrei să-ți schimbi fața, vrei să-ți faci operație estetică sau cine știe ce nu-ți place, Dumnezeu te-a creat perfect. Perfect. Mai mult decât poți să-ți închipui tu, așa Dumnezeu te-a creat. Împacă-te cu Dumnezeu și cere Lui să intre în inima ta și vei fi mai mult decât binecuvântat. Aș încheia cu un citat din interviul nostru, un citat pe care, adică câteva cuvinte pe care le spunea Cristina în partea întâi a interviului nostru. Dumnezeu nu ține cont de apartenență religioasă, nu ține cont de absolut nimic altceva, ci tu, dragul nostru prieten și ascultător, tu, eu, noi, tu te vei întâlni într-o zi cu Dumnezeu. Îți mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să te binecuvânteze! Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.